Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi am să vă arăt cum fac eu dulceața de ardei iute. Pentru această rețetă veți avea nevoie de 1 kg de ardei iute roșu, 1 kg de ardei capia, 1 kg de zahăr brun, 500 ml oțet din vin alb de bună calitate și 2 bucăți de mango. După ce ați spălat bine ardei iute și ardei capia, începeți să-i curățați de semințe și să-i tăiați în bucăți mai mari. Acum puneți pe rând ardei în robotul de bucătărie și tocați până ajungeți la textura dorită. Eu i-am tocat destul de mărunt pentru a avea un aspect plăcut. Luați o oală cu gura mai largă și turnați ardeii tocați în ea. Cu cât oala este mai largă, cu atât lichidul se va evapora mai repede. Acum puneți și zahărul brun și amestecați puțin compoziția. Lăsați să dea un clocot și apoi turnați oțetul din vin alb. Din acest moment, va trebui să lăsați dulceața la fiert la foc mic până când se reduce lichidul și începe să se lege puțin. Din când în când, va trebui să culegeți spuma ce se formează deasupra. Între timp, curățați mango și tăiați-l brunoas, adică în cubulețe mici. Când dulceața este aproape gata, turnați cubulețele de mango în oală și continuați gătirea încă 10-15 minute. Dulceața este acum legată cu un aspect lucios și frumos, așa că putem să oprim gătirea acesteia. Acum luați borcane de 200 ml și puneți dulceața în ele. Mie mi-au trebuit 8 borcane pentru a pune toată dulceața rezultată. Înfiletați borcanele și puneți-le într-o tavă în care adăugați puțin apă. Țineți borcanele cu dulceața la cuptor timp de 30 de minute la 110 grade Celsius. Aceasta a fost rețeta mea de dulceață de ardei iute cu mango. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă invit să vă abonați la acest canal. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!